Salutare prieteni! Bine ați revenit la un nou episod de istorie medievală pe canalul Historia Rediviva. După ce episodul trecut am văzut domnia lui Vlad Dracul, astăzi vom încerca să explicăm un alt eveniment de asemenea super important în epocă, Cruciada de la Varna. Cruciada de la Varna care de fapt a reprezentat, am putea să-i spunem, două cruciade într-una, în doi ani consecutivi, o cruciadă ce a ieșuat, dar nu numai că a ieșuat, a avut efecte a la lung în istoria peninsulei balcanice și a Europei. Din acest moment, după această bătălie de la Varna, Europa va cădea total în mâinile Imperiului Otoman. Va urma a doua bătălie de la Kosovo pe care creștinii o vor pierde și totul va culmina cu cucerea Constantinopolului în 1453. Și toate acestea, fără ajutor creștin, țările creștine din Europa nu se vor mai implica pentru o perioadă în această zonă unde otomanii vor face toate jocurile. Puterea va fi integrală în mâinile lor dar mai multe o să vedem în episodul de astăzi și foarte foarte important înainte să începem episodul nu uita să dați subscribe și să câștigați super giveaway pe care îl punem la dispoziție. Aveți toate detaliile în descriere da subscribe, iar dacă sunteți deja abonați ai canalului, urmăriți pașii din descriere pentru a vă înscrie în tragerea la sorți. Și foarte, foarte important, nu uitați să ne susțineți pe Patreon și pe Paypal. Am început deja să avem patron pe Patreon și susținători pe Paypal, dar avem nevoie de ajutorul vostru într-un număr cât mai mare. Știți cum se zice, piatra mică răstoarnă carul mare, multe donații mici și ne ajută să ducem acest proiect mai departe, să-l creștem. Am vrea să mulțumim susținătorii noștri de pe Patreon și de pe Paypal, îi găsiți aici. Le super mulțumim și le suntem super datori că ne susțin. Și acum să nu mai lungim, vorba, filmul. Începem un nou serial pe canalul nostru de YouTube dedicat domnitorilor și voievoților țărilor române. Nu ne vom limita la biografii sterile, vom urmări povestea lor și din perspectiva luptelor duse de aceștia, a castelor cetăților unde au trăit, dar și a vieților amoroase. Vom încerca să creionăm portrete cât mai apropiate de realitate cu bune și cu rele. Perioada dintre anii 1425 și 1444 au reprezentat ani întregi de lupte ale otomanilor cu celelalte forțe din peninsula balcanică. În 1430, după ce se încheie luptele cu regatul maghiar, dar și cu Republica Venețiană, Imperiul Otoman își stabilizează granița de la sudul Dunării, iar despotatul Serbiei devine o zonă tampon între otomani și maghiari. Dar liniștea nu avea să dureze foarte mult, sultanul Murad al II-lea, începând o nouă campanie intra în Transilvania. Pentru că aceste lupte cu otomanii nu erau suficiente, regatul maghiar intră și într-o perioadă de tulburări interne, odată cu moartea regelui Sigismund în 1437. Urmașul său, Albert, va muri după doar 2 ani de domnie, lăsând urmași la trompe soția sa Elisabeta, care era însărcinată cu Ladislau postumul. Nobilimea maghiară apelează la regele polon, Vladislau al III-lea, să preia tronul, așteptând în schimb ajutorul acestuia în luptele cu otomanii, împreună cu Iancu de Hunedoara acesta preia conducerea Ungariei. După moartea lui Sigismund, otomanii pornesc o altă campanie în peninsula balcanică. Atacă și cuceresc în 1438 cetatea Borici, în 1439 Strebenița, iar la finalul acelui așa an, cuceresc Smederevo lucru ce a dus la dispariția despotatului Serbiei, iar Duran Brankovic fuge în Ungaria. O altă campanie, eșuată de această dată, a fost cea din 1440-1442, când otomania sediază Belgradul, dar nu reușe să-l cucerească. Vor încheia o pace pe o durată de 10 ani cu maghiarii. După acest moment, având acest obiectiv atins, dar și pacea cu emiratul Karamanid, Sultanul Murad al ii abdică în favoarea fiului său de 12 ani, Mehmed al II-lea, viitorul cuceritor al Constantinopolului. Acesta a fost momentul mult așteptat de maghiari. Împreună cu venețienii și papa Eugeniu al IV-lea o nouă cruciadă împotriva otomanilor, condusă de armate lui Iancu de Hunedoara. Biserica Catolică sperase de mult la o cruciadă anti încă din timpul războiilor civile din Ungaria și din Imperiul Bizantin. Pe 1 ianuarie 1443, Papa Eugeniu al IV-lea emite o bulă ce reprezintă de facto începutul cruciadei, iar în mai, dieta de la Pesta proclamă începutul războiului sfânt anti-otoman. O armată de 40.000 de oșteni, conform surselor epocii, condusă de regele Vladislau și Iancu de Hunedoara, trec Dunărea și ocupă cetățile Niș și Sofia. Presimțind acest moment, tânărul sultan Mehmed îi scrie tatălui său o schisoare ce va rămâne în istorie. Dacă tu e sultanul, vino și condu oștile. Dar dacă eu sunt sultan, îți ordon să-mi conduci oștile. Dreptul mare, Murad revine, reia tronul și preia conducerea oștilor otomane. Cruciații înving la niș pe cei doi comandanți otomani trimiși de sultan, Casim Pașa și Turahan Bey. Aceștia se retrag pe Sofia, alegând să ardă totul în calea creștinilor. Un alt sfat al celor doi comandanți a fost să se renunțe și la Sofia după ce o vor distruge în prealabil și să se retragă în munții din sud, unde armata otomană, mai mică numeric, avea șanse de să-l câștige. Următoarea încleștare între cruciați și otomani se va da întrecătoarea Zlatița în plină iarnă. Aici au întâlnit o zonă puternic fortificată de otomani, fiind învinși. În drumul de întoarcere, cruciații au mai obținut o victorie la Cunovica, luându-l prizonier pe Mahmud Bey, ginerele sultanului. Armata creștină va petrece iarna în cetățile puternic fortificate din Serbia, urmând să ajungă la Pesta în ianuarie 1444. Deși au fost înfrâns la Zlatița, creștinii au considerat această campanie drept un în succes. Încurajați de așa zisa victorie din anul precedent, maghiari refuză tentativele de pace a lui Murad și reiau Cruciada în 1444. Armata, aflată sub stintardul papal, era compusă din 16.000 de soldați unguri și polonezi, ajutați de 7.000 de ostași valahi, dar și de contingente mai mici de forțe cehe, teutone, moldovene și rutene. Planul era ca vasele venețiene și papale să blocheze strâmtoarea Dardanele, iar armata cruciată să înainteze spre Varna. De acolo, odată îmbarcați să navige spre Constantinopol pentru a-i alunga pe otomani din Europa. Pe drum li s-au mai adăugat bulgari și armeni, iar pe 10 octombrie Mircea al doilea fiului Vlad Dracul se alătură și el cruciadei împreună cu 7.000 de ostași călare. Pe 9 noiembrie, o astea otomană, aproximativ 60.000 de oameni conform surselor, se apropie de Varna. În acel moment, în armata cruciată se dezlănțuie panica. Legatul papal, Cezarini, insistă pentru o retragere. Ultimul cuvânt l-a avut regele Vladislav al III-lea și Iancu de Hunedoara care a hotărât să lupte. Ei erau prinși într-o menghină, între Marea Neagră, Lacul Varna și Armata Inamică. În dimineața zilei de 10 noiembrie, Iancu și aranjează trupele între Lacul Varna și platoul Franga pe o distanță de 3 km. jumătate. Centrul era format din 3500 de soldați ai regelui polonez, mercenari și nobili polonezi. Vlahii erau lăsați în rezervă în spatele centrului. Flancul drept număra 6.000 de oameni organizați în 5 linii. Episcopul de Vara din comanda propriile trupe, legatul cezarinii comanda mercenarii germani și bosniaci, episcopul de Eger propriile trupe, iar guvernatorul Slavonii, banul Franco Taloții, comanda propriile forțe croate. În stânga erau aproximativ 5.000 de oameni așezați tot în 5 linii conduși de Mihali Silaghi, cumnatul lui Iancu de Hunedoara. Aici era un conglomerat de forțe compus din transilvaneni, bulgari, mercenari germani și nobili maghiari. În spatele lor era o linie de cehi și ruteni sub comanda hatmanului Ceica, de cealaltă parte, centrul otoman era compus din enisari din Rumelia așezați în spatele unor palisade. În spatele acestei linii era și murat care observa lupta de pe un deal. Aripa dreaptă era formată din spahii și garda sultanului, Cap colu iar aripa stângă era formată din spahii din Anatolia, achingii și alte trupe. Atacul este început de achingii din flancul stâng asupra croaților lui Franco Talotti. Creștinii opresc atacul, iar întregul flanc drept pleacă în urmărirea otomanilor ce se retrăgeau. Aceștia vor fi prinși într-o ambuscadă și măcelăriți în apropierea lacului Varna. Legatul cezarinii își va găsi aici sfârșitul, doar trupelul franco-taloții scăpând măcelului otomanii vor începe un atac și asupra celuilalt flanc creștin, asupra lui Mihali Silaghi și al bulgarilor. După o serie de atacuri și contraatacuri, Iancu de Hunedoara intervine cu cavaleria sa, sfătuindu pe tânărul rege Polon să nu pornească atacul până la întoarcerea sa. Acesta nu va asculta sfatul și va porni împotriva centrului otoman cu 500 dintre cavaleriștii lui polonezi. Ei reușesc să treacă de enisar și să se îndrepte spre cortul lui Murad. În acel moment, Vladislau este prins în capcană și omorât de către Hoja Hazar. Iancu de Hunedoara a încercat cu disperare să salveze corpul regelui, dar tot ce a putut face a fost să organizeze retragerea trupelor cruciate. Aceasta însă s-a petrecut în haos, otomanii practic distrugând ce mai rămăsese din oastea cruciată. Nici capul, nici corpul regelui polon nu a fost găsit. Moartea regelui Vladislau a lăsat Ungaria în mâinile unui rege copil de 4 ani, Vladislau Postumul, iar Polonia în mâinile lui Kazimir al IV-lea Iaghelo. Și pierdele otomanilor a fost atât de mari încât Murad a aflat că a câștigat abia după 3 zile. Această victorie de la Varna a deschis drumul spre a doua victorie a otomanilor de la Kosovo din 1448 și a oprit orice ajutor creștin în timpul asediului Constantinopolului din 1456. Rămâneți aproape de noi în fascinanta călătorie prin în lumea medievală în timp ce ne apropiem de domniile lui Vlad Țepeș. Pentru a fi primii care aflați când urcăm un video nou, dați subscribe canalului nostru de YouTube. De asemenea, nu uitați să ne urmăriți și în social media. Linkul le găsiți în descrierea videoului. Fiecare like sau share ne încurajează să producem mai mult content despre istoria românilor.